Bună ziua și bine ați venit sau revenit pe canalul nostru. Mulțumim că sunteți alături de noi. Vreau să vă să-mi cer scuze pentru calitatea sunetului la ultimul video. Nu mi-am dat seama că o să se audă chiar așa de tare traficul când am filmat din mașină cu geamurile deschise. Am văzut și eu la montaj și inițial chiar mă gândeam să nu-l mai pun, dar am zis că poate că o să faceți abstracție, deci îmi pare rău, o să fac mai multă atenție data viitoare. Dar astăzi ne aflăm din nou în vizită la prietenii noștri Grații și Mărinică, pe care i-ați mai cunoscut, i-ați mai văzut la noi pe canal, iar anul trecut Marian ne-a prezentat rețeta lui de ciorbă de fasole și ați apreciat-o foarte mult. De data asta ne-a așteptat cu o altă ciorbă de miel, din păcate eu îl refuz și este foarte supărat pe mine din cauza asta, dar eu nu mănânc carne de miel. În schimb, Costin a terminat deja prima porție. Dar o să întorc camera și o să las pe el să vă povestească și să vă spună care este rețeta lui pentru această ciorbă de miel. Așa arată. Cum a fost? N-am terminat-o, foarte bună. Cum n-ai terminat-o? Aproape ai golit bolul. Foarte bună. Grații mi-a adus și mie o ciorbă de purcel. Hai, spune-ne, bine ai venit la noi pe canal din nou și bine ne-ați primit. Zdravite. Ce, o ciorbă de miel sau de oaie, cum vrei să o numești, se face normal, bucăți de carne cu os de oaie, ceapă destulă, morcov, păstârnac, un pic de țelină, toate se toc mărunt, se pun toate odată cu carnea de oaie în apă rece. După ce fierb legumele, pui 2-3 roșii tocate mărunt, ca să fiarbă după ce au fierb celelalte legume. Iar după încă 15-20 minute, pui ardeiul gras ca să dea savoare, încă 10 minute să fiarbă. Iar la final, un pic de leuștean care dă un gust foarte bun, sare, piper după gust și poftă bună! Mersi frumos. Deci ardeiul gras nu-l pui de la început în... Nici roșii. Și nici roșiile, am înțeles, pentru că au nevoie mai puțin de... Nu fie celelalte legume. A, da? Dacă pui roșiile, nu fie celelalte legume. Am înțeles. Deci roșiile se pun spre final pentru că celelalte legume nu mai fierb, deci rămân tari. Super, nu știam asta. Da? Roșiile nu, le puneam și eu la sfârșit, dar ardeiul gras de obicei îl puneam deodată. Are altă aromă când la final. Am înțeles. Mersi frumos, Mărinică. Grații, tu ești beneficiara numărul 1, nu? Al ciorbelor făcute de Mărinică. Măcar atât am fost în bucătar acasă. Când vrea. Când vrea, nu? Hai, ia zi, Miții, cum a fost ciorba? Foarte bună, te-a rămas doar o sună. Poți mănânci și porția mea. Da, nu mai vreau porție. Mai sunt poți șapte chestii de lucru. Grație de dreptate, vezi, să facem atenție. Ok. Jirindii, conserve jirindii. Tu ai mâncat-o, poate? Nu. Am mâncat-o. Roxana mi-a mâncat tot. Exact. Roxana mi-a mâncat porția. Poftă bună și mulțumim frumos de rețetă. Plăcere. Și ciorba mea de miel e foarte bună, foarte gustoasă. Cui s-a pus invers în România, dar... Uite-vă, vorbesc toate. Deci, domnul Mărinică, ce ne prezint? Meile și e moarte după mine. Ia uite aici. Te iubesc pe mine. Sare cât mai multă, mamă. Cât mai multă cade în grătar, surplusul. Mărinică, mamă, nu că nici dacă e cu ea atâta sare. Ce zici tu? Carne și sare cât trebuie, iar restul surplusul cade în grătar. Arată foarte bine. Ce carne este? Se numește ba de palet de bœuf de Zosei. E cea mai bună carne care am încercat-o în 20 de ani. Am luat toate sorturile pentru grătar. Asta e cea mai bună cu fibre de grăsime, carne de viță cu grăsime în ea, cu fibre de grăsime.
Am luat cea mai scumpă, e de 2 lei. Asta e cea mai bună. Ok, am dat internet. Și uitați ce frumoasă e grădina lor. Plină de flori și zmeură. S-a făcut cald iarăși. Filmăm pe domnul Marinică cum scoate carnea și cum cântă. După mine. Uitați-vă aici, are acceptat bulozavă face domnul Marinică. Trebuie să se repozeze 5 minute după ce să... 50 minute, așa ce se va, să aibă să mai mult timp așa. Să se repozeze așa. Da, da, da. Să se relaxeze un pic. Păi da, se poate. Cea mai bună carne de vită la grătar se numește Bas de Palais de bœuf désossé. Am încercat orice carne, cea mai scumpă, cea mai ieftină, asta e cea mai bună. Are o textură de grăsime, inserție de grăsime în carne. Asta e cea mai bună, e cea mai gustoasă. Trebuie mâncată 50 minute imediat după ce e după grătar. Poți să mănânci după 2 ore, dar nu mai e bună așa, nu mai are gustul ăla. Poți și a doua zi dacă vrei, o încălzești, dar atunci e imediat. E... Perfect, o să gustăm și vă dăm... O să vedem, notă la mers. O să ne dea notă la mers. Și să ia grosimea așa, de 3 puși, carnea de groasă. Uite așa, iau ce groasă e. Groasă așa. Groasă așa. Și întoarsă nu de 7.000 de ori, just de 2-3 ori pârpălit așa. Că dacă face crustă deasupra jos, păstrează sucul în ea. Adică tot jusul ăla rămâne acolo, rămâne acolo. Ok, zdravite. Uite ce frumos arată carnea. Carne de vită. La sfârșit, uite ce intră pe, la aparat. Să degustăm. Plăcinta făcută de Grația a fost grozavă și ne dă și la pachet. Și acum o întrebam să-mi spună cum a făcut și a zis că a fost un kilogram de carne tocată pe care a călit-o bine de tot până când s-a făcut și separat legume. Ceapă, morcovi, ai zis și ciuperci. Ceapă, morcovi și ciuperci, da. Și apoi... Cete, doi morcovi și două bachete de... Exact, și de-abia după aia le-ai pus împreună, nu? Da. Și ai pus foii de desubt. A, nu, stai, în amestec, deci am pus o legătură zdravănă de mărar. Da, că se simte foarte frumos gustul. Sare, piper. Da. Și am mai pus o lingură ca lumea de boia dulce. Ok. Și am mai pus o linguriță de boia fumată. Asta ai găsit okay. Foarte mult. 4 ouă. Amestec. Și după aia am luat un pachet de foi din astea filo, cum le zice, filo de plăcintă. Și am pus jumate jos, jumate sus. Iar fiecare foaie filo am dat-o cu ai ulei, cu ulei, cu pensula. Okay. Deci pentru că tava mea e așa, venea o foaie din aia, deci îndoită. Un pachet am în două. Deci am când o puneam. Deci jumate de foi le-am pus jos, jumate de foi sus. După aceea deci am înțepat cu furculița cât de des am putut eu toată compoziția așa și am turnat deasupra o cănuță, uite din asta nu știu cât are, cred că are 100-150 de mililitri aproximativ, cu apă în care am bătut un ou. Am înțeles. În mod normal, tu dacă vrei, iese mai bună, poate dacă pui lapte. Eu n-am vrut să pun lapte ca să mănânce și Rebecca, că da, e intolerantă la lactoză, dar iese am mai înțeles. Bună dacă pui. Și am vărsat cănuța aia de apă cu lapte. Am înțeles, da, da. Pe deasupra. Și deci am băgat-o la cuptor, dar fii atent, am avut 3 tăvi în același timp care le-am băgat la cuptor. Trebuie urmărit. O oră și 10, așa, a fost la 370. Cât? Fahrenheit. Și mi-ai mai zis o chestie, la final ai acoperit-o cu un prosop umed, că ți s-a părut ție că... Da. Dar, da, deci dacă iese prea crocantă, dar dacă mie mi-așa îmi place. La limba, da, mi-așa mi-a plăcut, dar
am zis să vă, să vă spună și vouă rețeta, pentru că a fost o, adică este o plăcintă cu carne grozavă. Mersi, grații. Cu plăcere. Poftă bună. Cine o face și cine o mănâncă?